Salutare și bine te-am regăsit! Hai să vorbim despre Windows 11 și despre faptul că nu poți să-l instalezi chiar pe orice computer ți-ai dori. Poate aveai pe acasă, de exemplu, un sistem mai vechi și mai slăbuț și cum am spus că o să meargă mult mai bine chiar și pe computere mai slabe, atenție, nu mai vechi, ți-ai fi dorit să-l instalezi și să funcționeze impecabil și să zici că i-ai dat o nouă viață PC-ului tău. Nu este cazul pentru că Windows 11 suportă doar anumite tipuri de procesoare din seria AMD, Intel și chiar și Qualcomm, dar nu mai vechi de vreo 2-3 generații. Și asta din cauza acelui afurisit de TPM, adică Trusted Platform Module, care este un chip, foarte deștept de altfel, care îți criptează anumite informații din sistemul de operare sau din BIOS și îți face computerul mai sigur. Și înainte să spun care sunt motivele pentru care nu poți să-l instalezi, dă un like acestui video pentru că cu siguranță vei fi mai informat după ce urmărești acest video. Motivul principal este acest Trusted Platform Module, care e de fapt un chip la bază, un chip destul de micuț, care ajută la criptarea informațiilor. Adică, dacă tu ai, de exemplu, un laptop, mai puțin pentru desktop-uri, că pe alea nu prea le iei cu tine, dacă ai un laptop pe care ai informații sensibile și activezi, de exemplu, BitLocker-ul sau Windows Hello sau alte tipuri de criptare, ori pentru logare, ori pentru siguranța datelor tale, acelea sunt stocate și criptate cu ajutorul unui chip. Adică acel chip generează niște chei și, acele chei sunt random, sunt aleatorii, pe care apoi implementează criptarea de pe acel dispozitiv. În așa fel încât dacă cineva vine și fură harddisk-ul sau laptopul sau îl pierzi, nu poate avea acces la informațiile tale, nici dacă scoate harddisk-ul și îl pune pe un alt sistem sau dacă se loghează pe laptopul tău cu un stick USB cu un alt sistem de operare. Nu-ți poate citi acele informații pentru că chipul de criptare nu-i permite acest lucru decât cu PIN-ul sau cu parola sau cu Face ID-ul pe care le-ai înregistrat pe acel laptop. Așadar, datele tale sunt mult mai sigure. Problema apare că acel TPM, varianta 2.0, este disponibil doar pe anumite tipuri de procesoare. Și o să-ți arăt acum exact care sunt acelea. Există chiar pe site-ul de la Microsoft, un docs.microsoft.com, procesoarele suportate. O să vezi aici lista completă pentru toate tipurile de sisteme de operare, dar noi ne-am dus direct la Windows 11 și avem așa. Pe Ryzen avem variante, astea sunt AMD-uri, Athlon-uri, Epic-uri, cele de server, bineînțeles că majoritatea sunt suportate, bine, și astea din generațiile noi, și plecăm de la Ryzen 3 din generația a 3-a. Și cel mai jos poți să mergi la generația a doua. Acum, AMD-ul nu are un TPM, un Trusted Platform Module, dar are firmware care emulează acel tip de criptare și funcționează aproape la fel de bine. Acceptabil și pentru Windows 11, în așa fel încât a oferit suport și pentru aceste procesoare. Dar atenție, doar Ryzen 3 2300X suportă și nu cele din generația fără X. Acum mergem la Ryzen 5. Avem așa, uite, 2600E, 2600 normal și 2500X. Acestea sunt cele mai vechi procesoare de la AMD care vor suporta Windows 11. 2700X, 2700 și după aia mergem, bineînțeles, mai sus, generațiile 3, 4 și 5, 4 fiind cele de pe laptopuri. Hai să mergem însă la Intel, pentru că la Intel distracția este puțin mai mare. Avem Celeron-uri care sunt oricum de generație 9, N4000, J4000, 4305, Celeron. O să vezi că seria Core începe cu i5-uri din generația A8. Așadar, dacă ai un procesor din generația A7, un 7700K, de exemplu, cum avem noi pe desktopul de jos și pe care îl folosim la montaj, nu o să putem pune Windows 11 pe el, decât cu niște mici modificări pe care ți le spun imediat. Întrerupem puțin explicația ca să-i menționăm și pe partenerii noștri, Hosterion.ro. Sunt cei la care avem găzduite și noi site-urile și au soluții pentru absolut orice. De la bloguri foarte mici, la magazine foarte mari, cu noduri în mai multe țări, ca să poată funcționa foarte bine chiar și pentru un magazin internațional. Și apropo de asta, au chiar și un playlist educativ pe care l-au făcut împreună cu Dani Vancu de la Chipflix TV,
pe care ne place din nou foarte mult. Intră pe site-ul lor, vezi ce oferte au și cere-le, de exemplu, o cotație de preț, iar dacă nu înțelegi ceva, ia playlistul educativ de mai jos din descriere și vezi, poate găsești răspunsul acolo. Vor aplauda, desigur, mai multe clipuri în viitorul apropiat. Revenind așadar la TPM 2.0 și la problemele pe care s-ar putea să le avem în viitor, acel 7700K pe care îl avem noi jos nu va suporta, desigur, Windows 11 decât dacă facem noi un mic upgrade. Acel upgrade ar putea consta într-un modul de TPM. Este un chip care poate fi atașat pe placa de bază și unele plăci de bază, de exemplu, suportă asta. Uite, de exemplu, am un B450 care este gândit pentru seria chiar și a întâia de Ryzen, care vine cu acest port, care se numește Trusted Platform Module, 2x10 pini și, bineînțeles, va trebui să găsesc acel modul, nu? Dacă vrei să-ți bați capul cu chestia asta și nu ai în plan să schimbi sistemul, computerul în următorii 2-3 ani de zile și chiar vrei să folosești Windows 11, tot ce trebuie să faci este să cauți, de exemplu, un astfel de modul. Se găsesc pe mai multe site-uri, am văzut, de exemplu, că sunt și ceva în stoc la noi în țară și, da, prețurile lor au crescut foarte, foarte mult. Ăsta este prețul pentru 10 bucăți, apropo, și prețul lui ar fi de 70 de lei. E practic un modul foarte mic care se conectează pe placa de bază și vine cu acel chip de TPM. Cel mai probabil o să o rezolvi cu acest chip. Problema este că scalperii au aflat și ei de chestia asta și, bineînțeles, o mare parte din chipurile care erau în stoc la magazinele mari nu mai sunt. În România se zice că fenomenul ăsta este puțin mai redus, dar există, pentru că am găsit magazine în România unde efectiv nu mai găsești niciun astfel de chip. De exemplu, ăsta a ajuns să coste 269 de lei, 262 de lei. Nu costă atât de mult, e un chip care, practic, producția lui costă undeva la 2-3 dolari. 83 de bucăți la 262 de lei, la probabil de 10 ori sau de cel puțin 5 ori prețul inițial. Da! Ia să vedem, modul de securitate, stoc epuizat, da, există probleme și cu aceste chipuri. Ce ar trebui să faci tu ca să vezi dacă funcționează Windows 11 pe sistemul tău este să downloadezi acel program de la Windows, care sper că mai există pe site, din câte știu eu, era ultima dată când m-am uitat, și să vezi dacă va fi compatibil. Ah, bineînțeles, au scos acel PC Health Check, deci nu mai e disponibil momentan, dar cam astea sunt regulile ca PC-ul tău să fie compatibil cu Windows 11. Vreau să spun doar câteva lucruri. Nu-ți bate capul momentan, pentru că oricum Windows 11 o să ajungă undeva, update-ul oficial, în toamnă. Momentan este ok, nu cel mai stabil dintre toate, dar este funcțional. Și nu sunt atât de multe feature-uri și opțiuni pe care să zicem că ai avea nevoie de ele. Deși Explorer-ul merge foarte bine, dar despre asta vorbim într-un clip peste câteva zile, în care o să vă spun care este experiența mea la 2 săptămâni, cred, pe 24 iunie, da. Sunt peste 2 săptămâni de când folosesc Windows 11 pe sistemul meu personal, lucru pe care nu ți-l recomand să-l faci. Și cam asta e. Acum, motivul principal pentru care Microsoft face lucrul ăsta este, să zicem, și cumva legat de trecutul lui, în care Windows-ul, fiind, bineînțeles, cel mai popular sistem de operare, a fost și cel mai vizat de către virus și de hacker și vor să se asigure că nu mai există problema asta. Da, acel TPM, într-adevăr, ajută la capitolul criptare pentru logarea sistemului, criptarea harddiscului cu BitLocker și chiar funcționează foarte bine și vor să se asigure că majoritatea sistemelor compatibile cu Windows 11 vor avea acea securizare și că, pur și simplu, sistemul tău îți va oferi mai multă încredere. Oamenii vor avea mai multă încredere în Microsoft Windows, așa cum au, de exemplu, în Apple macOS, care se spune că este mult mai sigur. Da, motivul este destul de simplu, pentru că este mai puțin folosit. Ca număr de utilizatori sunt mai puțin cei de macOS decât cei de Windows și tocmai de aceea și numărul de hackeri este mai mic. E normal, ai o piață mai mare, te duci către ea, nu? Dar nu mergi către nișa care folosea la un moment dat macOS. Bun, cam ăsta e motivul principal pentru care s-ar putea să nu poți instala Windows 11 pe computerul tău, dar vedem, poate există o rezolvare. Am văzut niște TPM hack-uri care se pot instala pe sistem înainte de a instala Windows 11 printr-un ISO și printr-un bootloader, dar nu-ți recomand să faci lucrul ăla, pentru că pur și simplu păcălești sistemul că nu ar exista un TPM și nici nu știu dacă va funcționa cu versiunea finală a lui Windows 11 și, în plus de asta, de ce ți-ai pune ceva în loc de chipul de securizare, de criptare, pe care nu știi de unde l-ai luat. Poate fi, de exemplu, chiar un virus sau un malware pe care tu îl instalezi să-ți păcălească sistemul de operare că va funcționa cu Windows 11. Nu vrei lucrul ăsta. Nu vrei să-ți pui singur
o breșă de securitate înainte să-ți instalezi sistemul de operare pe computerul tău. Cam atât pentru astăzi, sper că ți-a plăcut acest video și că ai păstrat like-ul de la început și noi ne vedem data viitoare când o să-ți povestesc cât de bine sau cât de prost merge Windows 11 după mai bine de 2 săptămâni. Hai să zicem 3 săptămâni, da? Review de 3 săptămâni. Și da, este versiunea oficială developer de la Microsoft. Numai bine!